Ai un stoc enorm de energie vitală. Dacă într-o zi te grăbești la treburile tale, oricine ți-ar sta în cale riscă să fie zdrobit. Aceste lucruri nu înseamnă că ești insensibilă, pur și simplu ești complet scufundată în idei care îți încurajează imaginația. Capabilitățile intelectuale neobișnuite ale tale creează o minte care se mișcă de la gând la gând fără niciun sistem și o logică internă. Această metodă de gândire în liniară generează adesea idei inovatoare care sunt cu mulți ani înaintea timpului tău. Ești mereu în căutare activă a zonei celei mai potrivite pentru aplicarea forțelor tale și te străduiești să fii recunoscută. Tu visezi în mod serios că realizările tale vor fi apreciate în cele mai înalte eșaloane ale puterii. De regulă, reușești să obții dorința împlinită, iar prea multă diligență din partea ta nu este de obicei necesară. Te comporți atât de încrezător și în mod consecvent încât rămâne doar ca ceilalți să-ți recunoască succesul. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: progresivitate, democrație, interes, colectivism și reverie. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsata afecțiune și lipsa de emoție. Universul te-a înzestrat cu o rezervă de energie cu adevărat inepuizabilă. Ești asemenea unui vârtej mic, indisolubil, care nu știe să se odihnească. Poți deveni orcaholică, iar modul tău de gândire este demn de admirație. Tu nu crezi în logică, ci într-un fel de influx, inspirație creativă, care te ajută să generezi multe idei inovatoare cu o viteză irală. Uneori se pare că ești lipsită de sentimente, dar nu este așa. Tu trăiești doar într-o lume a ideilor și, de cele mai multe ori, nu observi nimic. Ești extrem de reticentă în a-ți schimba stilul pentru a deveni și mai populară. Principiul tău de bază este ia-mă așa cum sunt, pentru că nu ești beligerantă sau certăreață, știi doar cum să organizezi mai bine afacerea și ești absolut sigură că abordările tale sunt corecte. Din păcate, alții percep adesea calmul tău stresat ca încăpățânare sau chiar insensibilitate. Cu toate acestea, poți găsi o persoană care să te iubească cu toate neajunsurile, temerile și excentricitățile tale. Tu poți afecta profund emoțiile celor care locuiesc alături de tine, deși tu însă ți-ai rareori sentimente violente.
Se pare că traduci oarecum toată energia ta în eforturi active pentru a obține rezultate semnificative, rămânând de destul de impasivă. Poate că această caracteristică a ta stă la baza succesului. În calitate de interpret a rolurilor responsabile pe scena vieții, ești conștientă de faptul că ai o responsabilitate enormă pentru persoanele apropiate, familie, prieteni, colegi și, ca și pilotul care controlează avionul, vei face tot ce este necesar pentru a împiedica avionul să se prăbușească. Dar nimic mai mult. Trebuie să înveți să te retragi cel puțin ocazional în umbră. În cele din urmă, alții ar trebui, de asemenea, să aibă șansa de a se dovedi util ție. Pentru tine problema răspunderii este foarte importantă. Ai responsabilitatea totală pentru munca care ți este atribuită, dar ești afectată de faptul că nu poți empatiza cu oamenii la nivel personal. Tu trebuie să înveți că membrii familiei nu pot fi ignorați, prietenii nu pot fi neglijați și colegii nu pot fi descurajați. Grija, admirația sinceră pentru succesele altora, într-o oarecare măsură sacrificiul de sine, de acesta trebuie să ții cont când îți marchezi nenumăratele obiective. Riști să fii recunoscută, adorată, dar singură. Cu toate acestea, tu poți evita o astfel de soartă dacă ți iei toate măsurile în timp, pentru a nu rămâne în vid. Nu e niciodată prea târziu. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, ești sfidătoare, independentă, liberală. Cere o recunoaștere publică și te străduiești cu toată puterea ta pentru acest lucru și ți este adesea acordată. Ar trebui să înveți să fii mai hotărâtă și să nu te retragi dacă o întrebare a devenit dificilă pentru tine. Poți, la urma urmei, să ceri ajutor sau sfaturi practice. Cum afectează data de 10 februarie soarta ta? Ai o personalitate destul de neliniștită. Ești în permanență în căutarea sferei talentelor și oportunităților. Foarte important în modul tău de viață este recunoașterea de la ceilalți și, cel mai adesea, o primești. Ești o persoană norocoasă și recunoașterea universală ți este adesea acordată cu ușurință, fără a necesita mult efort. Ești destul de greoaie în ceea ce privește schimbarea preferințelor tale. Ești încrezătoare în corectitudinea principiilor tale. Știi cum să-ți organizezi mai bine stilul tău de viață sau procesul de lucru. În legătură cu această abordare, oamenii din jurul tău adesea te percep ca foarte încăpățânată și neclintită, ceea ce nu are întotdeauna un efect pozitiv asupra imaginii tale. Pentru a-ți echilibra viața, trebuie doar să găsești o persoană care va percepe cu toleranță toate trăsăturile tale. În ciuda absenței unor manifestări emoționale deosebite, găsești foarte repede un răspuns emoțional plin de viață de la alții. Încerci, de asemenea, să monitorizezi constant tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Tu crezi că poți găsi o cale de ieșire din toate situațiile neprevăzute și îți conduci cu încredere prietenii și rudele spre acea ieșire sau soluție. Dar nu oricui îi place, de aceea, uneori, trebuie să te retragi din umbră și să lași pe altcineva. Ți se poate încredința în siguranță orice afacere, ești conștientă de toată responsabilitatea și vei face tot ce îți stă în putință pentru a obține un rezultat. Singurul lucru care poate fi înțeles ca un sfat pentru tine, este să fii puțin mai emoțională, să încerci să arăți o participare sinceră față de alte persoane, să manifesti un interes mai mare față de problemele celor dragi și prietenii tăi. Pentru tine, problema deschiderii emoționale devine incredibil de importantă, deoarece poți ajunge în riscul de a fi complet singură. Succesul îți este ajutat de înțelepciunea ta. Ai fost inițial dotată cu anumite talente naturale care în cele din urmă înveți să le folosești cu pricepere. În viața de familie, încerci să fii un partener exemplar, folosindu-ți toată puterea în realizarea materială, dar uitând despre componenta emoțională a familiei. Ca lider ești pur și simplu de neînlocuit. Tu ai acea încredere calmă în rezultatul reușit al oricărei afaceri, că oamenii din jurul tău devin involuntari infectați cu liniștea ta de spirit, astfel ești foarte bine în măsură să motivezi orice realizări. Dragoste și compatibilitate.
ești mai pasională și mai romantică decât majoritatea vărsătorilor, iar relațiile apropiate joacă un rol serios în viața ta. În ciuda naturii iubitoare de libertate, te îngrijești sincer cu privire la bunăstarea celor dragi. Compatibilitatea personală și de dragoste se va schimba odată cu vârsta ta, mai ales în funcție de ascendent, și de regulă după vârsta de 38 de ani. În tinerețe, vei găsi un limbaj comun cu oameni ca tine însăți și, pe măsură ce crești, preferințele tale vor fi ajustate. Oportunități excelente de a construi o familie fericită poți avea cu Balanța, Săgetătorul și Gemenii. Cu aceste semne, ești cel mai compatibilă, au opinii similare cu tine, aceleași priorități ale vieții. O bună probabilitate a unei alianțe pozitive, precum și a înțelegerii familiei poți avea cu Pești, Berbec și Capricorn. În viața matură, poți să-ți conectezi soarta cu Leul, deoarece vă veți înțelege reciproc. Pregătește-te să te schimbi foarte mult dacă vei începe o familie cu Rac, Scorpion, Vărsător, Taur sau Fecioară. Dacă nu ești gata să te schimbi, atunci nu ar trebui să pierzi timpul pentru a crea o familie cu aceste semne. Locuri de muncă și carieră. Profesia ta trebuie să te satisfacă în toate privințele, să fie destul de prestigioasă și venerată în mediul înconjurător, deoarece recunoașterea universală este una dintre principalele componente ale vieții tale. Tu încerci să-ți realizeze talentele și abilitățile în beneficiul întregii omeniri. Cauți singura zonă care îți corespunde mai mult decât altele și dorești recunoașterea și faima, inclusiv de la cei aflați la putere. Gloria te excite mult mai mult decât pare în mintea ta imperturbabilă și colectată. Masca ta rece de indiferență nu este doar o mască, precum și o consecință a unei detașări bine controlate. Ești încrezătoare în tine însăți până la extreme. Uneori, pentru popularitate, poți fi nevoită să-ți schimbi imaginea, dar vei merge la astfel de sacrificii fără ezitare. În ceea ce privește principiile tale de afaceri, tu fii acționezi după cum consideri de cuvință sau dacă întâlnești obstacole sau opoziție din partea oricărui om influent, renunți pur și simplu. Se pare că o astfel de reacție oglindește încăpățânare și intoleranță, dar nu este așa. Ești sigură de corectitudinea proiectelor tale, încât nu tolerezi interferențele și amendamentele, chiar și în lucrurile mici. Cu toate acestea, natura ta complexă reușește să găsească oameni care te acceptă pe deplin așa cum ești și te urmează ca mentor. Sănătate și boli. Ar trebui să monitorizezi permanent starea sistemului nervos, care poate fi labilă și supusă stresului datorită vitezei procesului de gândire și este supus unei supraîncărcări severe. Datorită numărului mare de proiecte și idei, datorită schimbării frecvente a stării de spirit și a emoțiilor, poți avea o defecțiune reală. Poți avea adesea probleme de somn, fiind un muncitor incorigibil. Energia ta creativă ar trebui să aibă drept scop să facă casa ta un loc de odihnă, iar în interiorul acestei case trebuie să găsești refugiu, să fie cetatea ta și protecția față de anxietatea și agitația lumii. În ceea ce privește dieta, ar trebui să fii rezonabilă și echilibrată, deoarece mănânci orice vrei, dar este de dorit să te relaxezi în timp ce mănânci. Sportul ar trebui să fie foarte moderat. Soarta și norocul. Personalitate uimitoare, inteligentă, magică, înzestrată din naștere cu toate talentele posibile, din copilărie te-ai remarcat printre colegii tăi cu originalitate. Ingeniozitate și abilități de a înțelege și de a aprecia cu exactitate esența problemei. Ființă sensibilă, ai un magnetism special, poți influența pe alții. Poți fi un lider înzestrat cu abilități organizaționale excelente, întotdeauna menții situația sub control. Dar vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât întăresc proprietățile negative ale caracterului tău. De aceea, trebuie să respecti standardele morale și etice, să-ți sporești spiritualitatea, să mergi pe drumul bunătății și să te îmbunătățești continuu. Dacă vei merge pe calea răului, vei fi arogantă, invidioasă și nerecunoscătoare,
iar în final vei fi nefericită. Sfaturi pentru tine. Simpatia îți este o noțiune străină. În același timp, fiind extrem de responsabilă, în activitatea ta ești inclinată să o percepi în sume fără precedent. Sarcina ta vitală este de a învăța să fii responsabilă față de oamenii apropiați, pe care de multe ori îi neglijezi sincer pentru dragostea lor. Chiar și colegii ar trebui să fie lăudați și notați, să-i consideri indivizi, nu doar niște instrumente. Calea către succes te poate duce la un sfârșit tragic, dacă în timp nu înveți să ți sacrifici interesele de dragul oamenilor vii, bucurându-te sincer pentru alții și lăudându-i. Încearcă să înveți cum să-ți schimbi obsesia cu proiectele și inovațiile spre atenția și căldura spirituală în raport cu oamenii apropiați și dragi pentru tine. Crede-mă, faima și gloria nu le vor putea înlocui. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.